ne aflăm la a noua ediție a târgului Agriplanta, un târg de utilaje și componente agricole, un târg extrem de important atât pentru fermierii din România, cât și pentru fermierii călărășeni. Astăzi aici putem vedea atât tehnică pentru cultivarea pământului și de prelucrarea a terenului agricol, cât și sistemele de irigații care sunt benefice agricultorii și fermierilor din România. Suntem astăzi prezenți împreună cu președintele Comisiei de Agricultură, domnul Alexandru Stănescu, iar eu, ca deputat de Călăraș și membru al Comisiei de Agricultură, am militat și militez pentru fermierii atât din Călăraș cât și fermierii din România. Avem un eveniment extrem de important în cadrul județului Călăraș. Liceul agricol a trecut din subordinea Ministerului Învățământului în subordinea Ministerului Agriculturii pentru formarea noilor specialiști de care agricultura din România și agricultura din Călăraș are atât de mare nevoie. Bună ziua și din nou bine ați venit la cea de-a noua ediție a expoziției Agriplantare Macrotech, o expoziție care deja are renume în județul Călăraș. Suntem mândri că ne aflăm aici, atât din punct de vedere al locației, pentru că este, știm, chiar în mijlocul zonei de agricultură din partea de sud a țării. Suntem aproape și de Institutul de la Fundulea, pe care toată lumea îl cunoaște. Și, bineînțeles, suntem alături de toți cei care, an de an, vin la Fundulea în calitate de parteneri, de expozanți și să sperăm anul acesta și de vizitatori. Nu ne place să vorbim despre cifre, dar dacă am atinge cifra de anul trecut, în jur de 15.000 de vizitatori, eu cred că expozanții ar fi încântați. Pentru că toată lumea știe, la expozițiile din câmp nu prea mai vin oameni care nu sunt interesați. Deci nu mai vin oameni pentru cliente. În ultima vreme, fermierii sunt din ce în ce mai informați. Chiar ne povesteau și dealerii de utilaje că vin concret, știu ce vor. Și asta ne bucură foarte tare și noi credem că organizatorii de târguri din România, privați sau nu, am avut un rol important în această dezvoltare a culturii de vizitare și a culturii expozanților. Parteneriate multe. În primul rând, aș vrea să salut în sală prezența domnului președinte de la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, domnul Stănescu. Mulțumim foarte mult. Sprijin deosebit din partea Comisiei pentru fermieri și pentru noi. Consiliul Județean, totdeauna alături de noi. Mulțumim pentru toată logistica pe care ne-a sprijinit să o punem la dispoziție celor care au venit anul acesta. Un pic mai mici probleme, dar în fiecare zi reglăm. Suntem în contact cu ANM-ul, cu ANM-ul din Constanța, care ne anunță, deși să știți că nu se mai respectă, mai nimic. Deci eram cu ei pe telefon și spuneau, acum ar trebui să plouă Fundulea. Și nu plouă acum, deci era soare. Să sperăm că ei nu o să aibă dreptate și noi o să avem dreptate și este soare. Partenerul nostru de mulți ani de zile, APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole din România, domnul Lundin Coca, noul președinte al asociației, mulțumim foarte mult, o colaborare de mulți ani și pe care o dorim de lungă durată. APPR-ul, partener foarte drag, Asociația Producătorilor de Porumb din România, Alina, cu mult drag și să sperăm că vom reuși să găsim un drum împreună să ridicăm din nou partea de loturi, de semințe, partea de produse de fertilizare, pentru că sunt foarte mulți fermieri care întreabă. Avem mașini foarte multe, dar ne trebuie și celelalte produse. Direcția Agricolă din Călăraș, domnul Obadă, care este și din Fundulea și cred că s-a săturat de telefoanele noastre zilele acestea, dar spun de la telefon tot timpul. Mulțumim mult, Dan, pentru sprijin și pentru tot suportul, tot ce ai făcut în această perioadă și de la început, de fapt, pentru noi. Presă mult, am început cu mulțumirile pentru că la sfârșit sigur uit pe cineva și pe măsură ce mai vorbește un invitat, poate mai aduc aminte. Deci, universități, Universitatea de Științe Agricole din Șmecel Veterinar din Cluj-Napoca, pe Ovidiu Ranta, este reprezentantul de astăzi și colegul nostru și cel pe care știți că în permanență la expozițiile noastre organizează partea de demonstrații comentate. Universitatea din București anul acesta este prezentă constant, ceea ce ne bucură foarte tare. A durat puțin mai mult când au ajuns, dar au ajuns. Și de anul acesta am început o colaborare cu Academia de Științe Economice, cu ASEUL, care mulțumim foarte mult că practic a înțeles că este nevoie. Acele secții de agricultură care sunt dedicate pentru agricultură și industria alimentară, sunt studenți dornici să vină să lucreze cu noi, poate chiar la alte firme expozante să le oferim această posibilitate, vor să facă mult practică. Și trebuie să vă spun și cu mândrie că avem 25 de ani de experiență la Cluj și aducem studenții de la Cluj.
Deci avem studenții voluntari cu care lucrăm la Hâmbulea, în județul Călăraș, cu studenți de la Cluj, pe care îi cazăm la belțugatele și vin cu trenul, dar sunt copii implicați. Și le mulțumesc și pe această cale, dar asta spuneam, că partea aceasta de studenți, de licele specializate, știți că avem sâmbătă un eveniment foarte mare cu, împreună cu revista Ferma și partenerii, fundația revistei Ferma și partenerilor, susținem învățământul agricol preuniversitar. Cred că mâine sunteți la Călăraș, nu domnul Baciu. Deci lucrurile încep să se miște, pentru că toți avem nevoie de personal, inclusiv noi. Nu mai găsim aproape oameni să lucrăm și de aceea, cum vă spuneam, venim cu ei de la Cluj. O să mai mulțumesc partenerilor și colegilor pe parcurs. Aș vrea să-mi permiteți să dau cuvântul domnului Stănescu, domnul președinte Stănescu, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumim foarte mult că ați venit. Eu acolo, da. Bună ziua! În primul rând vreau să vă salut și eu pe toți și să vă spun că e onoare pentru mine să fiu astăzi aici la un eveniment așa de important. Am văzut sloganul evenimentului, pasiune pentru, din pasiune pentru agricultură. Cred că îți trebuie multă pasiune pentru agricultură să creeze asemenea evenimente și cu această ocazie vreau să o felicit pe doamna Mareș, Corina Mareș, care din câte văd este sufletul acestui eveniment. Bineînțeles, să vă felicit pe toți care sunteți parteneri a acestui eveniment. E foarte important să în România să avem asemenea evenimente, pentru că, după cum știm, fermierii din România au ajuns la un nivel în care au nevoie de tehnologie, de tehnologii moderne. Și chiar mă gândeam într-o zi, acum nu cu mulți ani în urmă, plecam în Europa să vedem ferme de top. Cred că acum au început să vină europenii în România să vadă ferme de top. Avem foarte multe ferme, agricultura e dezvoltată la un nivel destul de important și, bineînțeles, asta și datorită acestor evenimente, pentru că sunt aproape de fermieri, fermierii reușesc să vadă ultimele tehnologii. Am văzut în programul dumneavoastră că mâine aveți un eveniment legat de irigații, chiar dacă unii sunt nemulțumiți că a plouat zilele astea, dar cred că agricultura are nevoie și de ploaie, chiar dacă are ploaie, e nevoie și de irigații și, după cum știți, în ultimul timp, irigațiile sunt pe primul plan în programul Guvernului României. E foarte important să facem irigații, pentru că, eu știu, Dumnezeu are grijă de noi, dar probabil că odată și odată ne mai lasă din mâine și să nu ajungem în situații critice pentru agricultură. De asemenea, nu știu, n-am să mă apuc să vă spun ceea ce facem noi la Comisia de Agricultură, pentru că este toată presa de agricultură aici și le mulțumesc foarte mult că mediatizează, de fiecare dată vin la noi la Comisie și mediatizează toate legile pe care noi le facem. Doar câteva cuvinte vreau să vă spun. Ceea ce fac eu la Comisia de Agricultură, eu împreună cu colegii mei la Comisia de Agricultură, încercăm să facem legi pentru agricultura românească și niciun caz cu niciun fel de culoare politică. Mereu spunem că în Comisia de Agricultură nu există culoare politică și colegul meu, domnul președinte al Consiliului Județean, confirma acum mai înainte, pentru că noi mandatul trecut am fost colegi de comisie și eu cred că și atunci încercam să facem lucruri foarte bune pentru agricultură. Sunt, eu știu, legi importante, dar, după cum știți, e o perioadă importantă acum, pentru că la Bruxelles se formează nou program pe politica agricolă comună, mă refer la programul financiar. Cred că acum câteva săptămâni de zile am avut o victorie de etapă și vreau să-i felicit pe cei din asociațiile agricole, că și ei au fost implicați, dar vreau să vă spun că și europarlamentarii noștri au fost implicați, și Parlamentul României și Guvernul României. Mă refer la acea victorie de etapă prin care s-a exclus acea plafonare de 60.000 de euro pe fermă și s-a dus la programul pe sumă degresivă. De asemenea, tot o victorie de etapă este cea legată de convergența externă, convergența completă, adică fermierii din România să ajungă undeva la media subvenției pe Uniunea Europeană. Vă spunem aceste lucruri pentru că e foarte important să avem oameni de calitate la Bruxelles și e bine să ținem cont de acest lucru.
De asemenea, e foarte important să lăsăm cât mai puțin sau cât mai departe chestiunile astea, ambițiile astea politice și să mergem la lucruri concrete. Vă mulțumesc mult, încă o dată vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vreau să vă spun că sunt impresionat. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, foarte mult, domnule președinte. Noi suntem o echipă, cum spuneam, și colegii mei de câteva zile sunt non-stop aici, 24/24. Mulțumim că mai sunt pe picioare, le mulțumim și lor. Desigur, nu în ultimul rând, nu în primul rând, le mulțumesc tot timpul. Suntem o echipă mică, să știți, efectiv, zi de zi, suntem 5 sau 6 oameni. Să-i apreciem, da. Oricum ei știu și cred că și excluzanții cunosc toate eforturile care au fost făcute și le vom face în continuare. Domnul președinte, Consiliul Județean, cu drag, vă mulțumim că sunteți alături. Consiliul Județean Partener înseamnă că e o mare bucurie Călărașul să aibă acest eveniment național, să credem într-un viitor mai bun, să credem în ceea ce am realizat în fermele de top, cum spunea Sandu Stănescu mai devreme, ferme de top care le putem prezenta celor care sunt interesați că în România și în Călăraș avem agricultură performantă. Ca și fost coleg al domnului Alexandru Stănescu, pot să spun că cu mare mândrie am făcut parte din Comisia de Agricultură în mandatul 2012-2016 și avem câteva realizări pe care cu toții trebuie să le trecem în revistă ce am putut să facem pentru fermierii români. Legea irigațiilor, care la momentul ăla era foarte neîncrezători toți parte din Comisia de Agricultură, că nu putem să ajungem să facem irigații. La Călăraș avem un proiect național extraordinar de luat în seamă. Vom rezolva treapta a doua de irigații, unde vor fi beneficiari cel puțin 50.000 de hectare în județul Călăraș. Astea sunt lucruri pe care le-am realizat și cu votul când eram parlamentar, modificarea legii 268, 50 de hectare pentru tineri, n-au apărut normele. Așteptăm normele să putem să sprijinim tinerii fermieri care vor să preia pământ de la ADSE la contractele care ajung la maturitate. Și una din cele care au apărut și acum domnul președinte Stănescu spune că politica în Comisia de Agricultură e politica agriculturilor, nu e politica partidelor politice. Vă felicit pentru acest slogan în Comisia de Agricultură, înseamnă că avem speranțe că viitorul va fi pentru fermierii români și legile pe care dumneavoastră le veți amenda sau legile noi pe care le veți promova vor fi benefice românilor. Românilor și fermierilor care din vechi timpuri s-au ocupat cu agricultura și uite că am ajuns astăzi să avem tehnologii moderne și ferme de top, așa cum a spus mai devreme. Salut toți partenerii prezenți, mulțumesc că sunt astăzi unul dintre ei și vă felicit pentru acest eveniment și spun tuturor recolte bogate! Mulțumim foarte mult, domnilor și fermieri din județul Călăraș. Vorbeam tot de parteneriate alături de LAPAR și de ProAgro. Partenerul nostru de suflet, APIMAR, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Mașini Agricole, domnul Coca, domnul președinte, câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, e ocazia dată pentru a spune aceste câteva cuvinte. Cu emoția primei prezentări în fața dumneavoastră, în calitatea mai nouă pe care o am, aș vrea să mă bucur de onoarea pentru a putea felicita pe Corina pentru a noua oară consecutivă. Din punctul meu personal, să o felicit pentru această acțiune foarte reușită, care chiar și în condiții mai puțin potrivite pentru genul acesta de acțiuni, deși foarte potrivită pentru agricultura bază, a reușit să o aducă la un standard cel puțin mulțumitor și la această ediție. Este sigur că avem nevoie de astfel de acțiuni și mă bucur să cred că este una dintre expozițiile cu cea mai bună reprezentare și de cea mai mare mărime din zona noastră, din zona aceasta a Europei chiar. Deci cu participare internațională, inclusiv cu vizitatori de peste hotare, cred că pot să-mi confirme, Corina, că este adevărat acest lucru. Deci nu numai este doar de interes național, ci chiar internațional. Asta e un lucru extraordinar și înseamnă că suntem importanți și din punctul ăsta de vedere pe harta Europei, a evenimentelor organizate. Să nu mai vorbim doar despre Baritec, Hanovra, despre, eu mai știu ce, Agromaș,
în Ungaria, să vorbim tot mai mult și tot mai multă lume din Europa să vorbească despre Agriplant Aroma Agrotech Fundurea. Aș vrea să profit, nu o să țin foarte mult, aș vrea să profit de ocazia aceasta și, de calitate, și în calitatea pe care o am de președinte a PIMAR să transmit un mesaj, un apel către toți producătorii și importatorii de utilaje agricole să încerce să vină înspre asociație și spre asocierea noastră ca împreună să identificăm lucruri care ne frământă pe toți, lucruri de interes general, să nu mai încercăm să lămurim lucrurile individual, independent și să venim și cu o singură voce, vocea primarului, să mergem către domnul președinte, spre autoritățile centrale, să le prezentăm frământările noastre și să încercăm împreună să găsim soluții. Pentru că eu sunt convins că atâta timp cât vorbim despre utilaje, adică despre fiare, despre plastic, despre ce vreți dumneavoastră, lucruri cu, fără suflet, neapărat, se găsesc și soluții. Iar asta depinde de noi, iar în condiții care se pare că nu sunt dintre cele mai grozave în ultimii ani, adică dacă nu vine de sus, este foarte important cât facem, pardon, și ce facem noi ca să învingem lucrurile mai departe. Mulțumesc frumos și felicitări maxime pentru evenimentul. Mulțumim foarte mult, Afimar. Dacă ne uităm pe bannerul evenimentului, avem un show care acum îl anunțăm în premieră, o idee mai veche a noastră, dar care n-a reușit să se concretizeze foarte repede acum, din cauza că sunt soluții în agricultură și pe partea de irigații. Irig Show, l-aș ruga pe domnul profesor Anta, colegul nostru de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, să ne povestească puțin despre mașini și despre ce înseamnă protecția apelor în apropierea canalelor de irigații. Două vorbe doar. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru posibilitatea de a vă adresa câteva cuvinte. A noua ediție, iată, nu știu cum a trecut atâta timp, suntem în județul Călăraș, suntem în locul în care, practic, viul întâlnește neviul, sau invers spus, pentru că, zicea domnul Coca, discutăm de mașini, discutăm de plastice, discutăm de concepte geometrice care lucrează cu viu, operează cu viu și deservezi viu, ceea ce este extraordinar de important. Vă aduc la cunoștință că noi ne-am pregătit din punct de vedere a demonstrațiilor cu mașini pentru lucrările solului. Am avut multe agregate pregătite, cu mașini pentru lucrările fitosanitare. Din păcate, vremea deocamdată nu ne lasă să demonstrăm și să lăsăm aceste mașini să lucreze acolo unde au fost ele gândite să lucreze. Chiar am pregătit și o paradă în care să fie prezentate și alte lucruri decât cele convenționale. Și-am numit-o Parada Noutăților. Parada Noutăților în care să fie prezentate lucruri de impact, lucruri de care fermele românești au nevoie, pentru că fermele românești, pe lângă bani, în momentul de față au nevoie mare de know-how, sau ca să zic românești, de cunoaștere. Această cunoaștere se poate realiza și se poate dobândi odată, sigur, cu acest tip de evenimente, pe de o parte, dar pe de altă parte vreau să vă spun că în universități se regăsesc multe programe de studiu care pot să satisfacă aceste nevoi. Și vă dau un exemplu, noi avem aici 26 de voluntari de la Cluj, aproape toți sunt studenți la o secție nouă care se numește Exploatarea Mașinilor Agricole. Exploatarea Mașinilor Agricole făcută la agronomie, o temă nouă, cumva o temă nouă în conceptul românesc, o temă veche în vestul Europei. Sunt studenți care 2 ani fac agronomie și 2 ani fac cunoștințe mecanice. În această îmbinare se regăsește în practică și este nevoie mare de acest tip de specializare. Clujul, fac un pic de reclamă, este un oraș în modă, la modă acum, deci dacă aveți cumva absolvenți de liceu, vă rog să trimiteți către Cluj, e chiar frumos să studiezi la Cluj. Închid paranteza. Mai departe, avem standul Universității de Științe Agricole, în care avem pregătite tehnici noi de fertilizare diferențiată, în funcție de nevoile din plantă, în funcție de nevoile din sol, ceea ce înseamnă că discutăm de o temă foarte importantă și în managementul resurselor și controlul inputurilor, o temă deosebit de importantă și mergem mai departe cu logica, așa cum doamna Mareș a făcut introducerea, Irig Show, o altă temă deosebit de importantă, pentru că managementul apei, apa este o resursă extraordinar de importantă în agricultură, la fel cum este solul, operăm cu cele două resurse care, din păcate, nici nu se mai fabrică
se și consumă și se erodează, se contaminează în fiecare zi. De aceea trebuie să fim foarte atenți, nu vreau să vă țin cursul, îmi cer scuze, dar sunt câteva puncte pe care trebuie să le atingem, și anume faptul că ce-am primit noi ca și resurse trebuie să lăsăm generațiilor care vin, pentru ca și cei care vin să aibă acea șansă să poată supraviețui, să poată produce mâncare. Ceea ce cred că este foarte important și să nu uităm, în ultimul rând, biodiversitatea. Sigur, avem tehnologii, avem impact mare asupra mediului, toate acestea, dacă le facem prietenoase, putem împreună să aducem viul cu neviul și să fim toți mulțumiți. Eu vă mulțumesc pentru participare, vă aștept să vizitați tot ce înseamnă lucruri interesante la Agriplanta Roma Agrotec, cea de-a noua ediție. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor un târg bun și succes! APPR, Asociația Producătorilor de Porumb în România. Alina, cu mult drag, te invit să ne spui câteva cuvinte. Sper că vom reuși multe lucruri împreună, inclusiv în Moldova, gândim ceva, poate anul viitor. Da, în primul rând vreau să felicit și eu echipa de NG, pentru că eu cred că am fost printre primii oameni care s-a bucurat de apariția acestui tip de târg în România. Nu vreau să spun cuvinte nepotrivite legate de alte tipuri de târguri, dar eram foarte nemulțumită când mergeam la Romexpo la începutul anilor 2000 și vreau să văd și eu ce vedeam în alte țări, și anume câmpuri, când se fac expoziții de agricultori. Și sunt în această expoziție de la început, de la prima ediție, și mi-aduc aminte cu drag acele câmpuri experimentale, pentru că încep prin a spune ce aș vrea să fie și mai bine. Și anume faptul că agricultura înseamnă un complex de tehnologii și de tehnică. Iar tehnologiile alături de tehnică dau un rezultat bun. Când vorbim de tehnologii, vorbim de semințe, vorbim de produse de protecție a plantelor și este îndemnul meu, nu știu către cine va ajunge acest mesaj, dar sper să ajungă acolo unde trebuie, și anume către aceste companii care produc semințe, fertilizanți, produse de protecție a plantelor. Ne-am dorit și fermierii și-ar dori să-i vadă aici, pentru că noi cu grupuri de fermieri am fost la târgurile din Germania, din Franța, am fost special în câmpurile de ameliorare pentru loturi din astfel de târguri, să vedem soiuri de grâu la târguri din vestul Europei, și nu cred că e bine. Cu atât mai mult cu cât ne aflăm la Fundulea, care știm că este renumit pentru Institutul pentru Soiurile de Grâu, și nu numai. Aici trebuie să fie un loc, o vitrină, o oglindă de prezentare a tot ceea ce este nou și în domeniul geneticii. Și încurajez companiile din acest domeniu să vină alături de APIMAR și celelalte organizații profesionale ale inputurilor din agricultură, pentru că fermierii își doresc. Fermierii nu vin la târguri nici pentru a vedea, a primi un pix, nici pentru a vedea o hostesă drăguță la un târg. Sunt lucruri utile, necesare, dar nu esențiale. Așa că îi așteptăm să fie aici, pentru ca și noi, organizațiile de fermieri, să putem să avem toți partenerii într-un singur loc cu care să discutăm pe parcursul acelor 3-4 zile. Noi îi mulțumim DLG pentru că în fiecare an ne-a asigurat în ultimii ani un loc în care am avut o întâlnire cu membrii noștri, tocmai s-a încheiat o adunare generală cu fermierii APPR. Și pot să vă spun că doar în acea zonă unde am avut întâlnirea erau cam 200.000 de hectare. Dacă mai luăm în considerare și cele care sunt acum aici, cred că adunăm și mai mult. Mulțumim pe această cale și fermierilor, care sunt și autorități și fermieri cu care colaborăm extraordinar de bine. Mulțumim foarte mult și sperăm să avem un târg din care fiecare să plecăm cu ceva nou, măcar cu o informație, și aceea cred că este valoroasă, și mai ales cu schimbul de opinii și de experiențe între diferiți specialiști din domeniul agricol. Mulțumim foarte mult și felicitări încă o dată de NG. Prima APPR, fermierilor membri, astăzi de dimineață l-am sunat pe domnul Buzdugan și l-am întrebat dacă ajunge la târg și mi-a spus că este deja în târg. L-am întrebat că stă și a zis toată ziua că am ce face aici. Am vorbit și cu domnul Albu și dânsul va veni zilele acestea, că vorbeam de fermieri, dar domnul Baciu de la Călăraș este aici și vreau să ne spună câteva cuvinte. Nu de la Lampart, sunt discul domnul de la Lampart, dar sunt membru Lampart, sunt unul dintre vicepreședinți încă, până la următoarele alegeri.
Mulțumesc doamnei Corina pentru invitație, o felicit sau s-o felicităm pentru ceea ce face în Fundulea, mai ales că județul Călăraș este un județ de eminamente agricol. Performanța, cred că în agricultură, în România, putem spune că o dă județul Călăraș, unde sunt ferme foarte mari, fermieri foarte inscusiți, cu suprafețe mari. Nu suntem în antagonism cu fermele mici. Știți că există conceptul fermă mică, fermă mare. Ce să le facem la aia mici? Să umbrăm pe aia mare ca să trăiască bine aia mici. Este loc pe pământul ăsta pentru toți. Și pentru cei mari și pentru cei mici. Trebuie să făcute politici agricole dedicate și pentru cei mici, dar în același timp și pentru cei mari. Cei mari au drumul lor, cum și cei mici, la fel, au drumul lor. Cei mici trebuie să-i aducem undeva în piață sau să zicem, să-i organizăm. Nu, nici noi, cei mari, nu suntem chiar atât de bine organizați. Sunt frământări, știți că au fost, sunt publice, nu trebuie să ne ascundem. Sunt frământări în cadrul organizațiilor profesionale mari. Unele adevărate, unele mai puțin adevărate, vorbele și zvonurile se duc. Dar să ne întoarcem la târgul de la Fundulea, care pentru noi reprezintă foarte mult pentru agricultorii din zonă. Aș vrea, fără să mă arog vreun drept sau vreun merit, aș vrea să mă refer puțin la învățământul agricol, care, din păcate, învățământul preuniversitar agricol, liceele agricole, Călărașul a fost un județ renumit pentru învățământul agricol, pentru liceele agricole, din păcate, nu mai putem spune nimic, sau putem spune că mai sunt doar clădirile. Ăsta e un lucru bun, că sunt clădirile, trebuie să aducem și elevi. Este în piață acum un circul în zbun că nu ar fi copii pentru liceele agricole. Este fals, este fals. Sunt copii care doresc să vină la liceele agricole. Nu suntem organizați să le oferim această perspectivă de a veni la liceu agricol. Fiindcă nu e suficient să mergem toată lumea la facultate. O să devenim o țară numai de ingineri, numai de economiști, de juriști. Avem nevoie și de oameni care să tragă la șaibă, cum se spune popular. Și această șaibă, un inginer, din păcate, nu vrea să o facă, sau dacă vine inginer, e trist, dar sunt lucruri adevărate, sunt absolvenți de facultăți, în special cu profil agricol, care cunoștințe prea multe despre domeniul acesta nu îl capătă după acești ani de studii. Devin merciologi, merg la firme să vândă semințe și trebuie să le vândă și ceva și pana, dar eu cel puțin nu înțeleg de ce să cheltui banii 5 ani de zile ca să te duci cu traista să vinzi semințe și erbicide. Inginer, da? Aia poate să o facă și unul cu studii medii. Sau, mă rog. Dar este un domeniu și ăsta pe care trebuie să-l ocupe cineva, dar în România prea, prea, prea mare bază se pune pe acest domeniu. Liceele agricole trebuie să, nu trebuie să reînființate, trebuie să așezate, reașezate în matca lor. Și atunci, dacă vorbim despre evenimentul care va avea loc sâmbătă, în cadrul târgului, mâine va fi un eveniment în cadrul liceului agricol de la Călăraș. Aș vrea să le transmit organizatorilor, sunt lucruri foarte bune cu aceste licee, dar să nu fie numai o bifă, să bifăm că am mai făcut o acțiune și să nu avem nimic concret în spate. Aș vrea să avem o primă promoție peste 4 ani de absolvenți de licee agricole, care o parte, într-adevăr, că nu putem să limităm, să meargă, să-și continue studiile, dar o parte ar trebui să ajungă și în producție. Fiindcă, dacă mă refer la fermierii din Sud, fermierii mari, a fost această luptă, sau încă mai este această luptă, de a acapara terenul, de a ne dota cu utilaje. Niciunul, cred că nu ne-am pus problema pe cine vom pune pe aceste utilaje după el ani. Personalul pe care îl avem noi este, are o medie de vârstă foarte mare. Noi suntem beneficiari forței de muncă de la fostele IAS-uri și CAP-uri, care acum 20-30 de ani, aveau 20 de ani, acum au deja 40-45 de ani. Nu avem schimbul de mâine.
vis-a-vis de ploaia care a fost și va să vină, un agricultor trebuie să bucure, să bucure. Ploaia înseamnă bogăție, ploaia înseamnă viață pentru un agricultor și vorba bătrânească spune că ploaia vine când vrea, nu când vrem noi. Mulțumesc pentru invitație și vă doresc să vizitați toate standurile, inclusiv standul Ferma Baciu. Vorbeam de licee, cum a spus domnul Baciu, Fundația Revistei Ferma și partenerii organizează mâine acest eveniment la liceul din Călăraș, iar sâmbătă este un eveniment impresionant, spun eu, din punctul meu de vedere, vom avea 150 de copii, 200 de copii și profesori prezenți la Fundulea. Va avea loc o conferință interesantă cu RFI, mulțumim Radio France International, Cătălin Lența, care este prezent aici și colegii lui, mâine sâmbătă vor fi împreună cu cei invitații de la universități, de la licee agricole. Noi știți, cei care ne urmăriți an de an, avem și un agrichiț, ne străduim, încă n-am ajuns la performanța pe care ne dorim, dar promitem că vom face pași în acest sens. Faptul că liceele agricole vin să se prezinte în fața firmelor expozante, vor fi 15 licee, care vor intra în contact cu expozanții și de asemenea cu cele două universități și cu ASEU, deci cele trei universități care vor fi prezente aici. În plus, în fiecare an, la fiecare ediție, atât la Agraria la Cluj, cât și aici la Agriplanta Romagrotec, avem un campus și carieră, se numește, avem un job wall, firmele care oferă joburi pot să pună anunțurile pe acest wall. De asemenea, oferim consiliere în partea aceasta de a găsi un job, un loc de muncă și eu cred că studenții care vor veni zilele acestea aici au de unde să aleagă și să încerce să-și găsească un loc de muncă. Inclusiv Universitatea de Științe Agricole din București are un centru de consiliere în carieră prezent aici în cadrul târgului. Parteneri, cred că am văzut-o pe Aurelia. Mulțumim, Aurelia, Agricultura 365, prezentă alături de noi, Ștefan Rancu, l-am văzut prezent aici. Mulțumim lui Ștefan pentru întregul suport. Zilele trecute veneam de la Călăraș și m-a sunat să intrăm în direct. Toată lumea vrea cu mine, eu rog cu colegii mei, dar am constatat cu surpriză că nici colegii mei nu vor, că sunt foarte emoționați și atunci tot ajunge la mine. Echipa, cum spuneam, o echipă inimoasă, sufletistă, fără emoție nu putem să facem nici agricultură, nici nimic altceva. DLG, Societatea Germană pentru Agricultură, este o companie gigantă, aș putea să spun eu, dacă ne gândim că existăm din 1885 și de atunci facem lucruri interesante pentru agricultură, industria alimentară, forestier. În internațional, foarte multe evenimente organizăm prin DLG Internațional, compania noastră mamă, dar aș ruga-o pe doamna Olga Hunger, colega noastră de la DLG FAU, de la Frankfurt, să ne spună câteva cuvinte despre ce înseamnă DLG-ul în lume, deci cum spuneam, Societatea Germană pentru Agricultură. Wir haben jetzt gehört, dass uns sehr viel Mühe und Kraft kostet, so eine Veranstaltung zu organisieren. Und vielleicht fragt sich jemand, warum machen wir das eigentlich? Am auzit, au spus antevorbitorii, e nevoie de un efort foarte mare pentru a organiza un asemenea eveniment, nu e nevoie de foarte multă energie. Deci întrebarea care se pune este, de ce facem noi toate acestea? Dazu möchte ich ganz kurz sagen, was DLG eigentlich ist. Ja, wir sind eine alte Organisation, die über 130 Jahre alt ist. Mai întâi vreau să vă spun ce înseamnă DLG. DLG este o organizație care există de mai bine de 130 de ani. Und unser Gründer Max Alt, der DLG organisiert hat, der war schon vor 130 Jahren sehr international ausgerichtet. Max Alt, fondatorul, era un om care de acum 130 de ani era foarte prezent în plan internațional. DLG ist ein gemeinnütziger Verein und wir sind politisch unabhängig. DLG-ul este o organizație apolitică. Und unser Ziel ist, Innovationen in der Landwirtschaft zu fördern. Noi sprijinim sau urmărim să promovăm inovația în agricultură. Wir vereinen über 30.000 Mitgliedern aus Deutschland und nicht nur. Avem peste 30.000 de membri din Germania, dar nu numai. Wir haben 250 Mitarbeiter in Deutschland und 10 Tochtergesellschaften in weiteren Ländern, in 10 Ländern. Avem 250 de colaboratori în Germania și 10 societăți firmă în 10 state. Wir arbeiten mit sehr breitem Netzwerk an Experten, rund 3000 Experten und auch Sie, die Vertreter von Verbänden, gehören auch zu diesem Netzwerk.
Noi lucrăm cu o rețea foarte vastă de experți și dumneavoastră, ca experți, faceți parte din această rețea. Wir machen sehr viel Facharbeit. Wir sind ein Bindeglied zwischen Industrie, Landwirtschaft und Wissenschaft und organisieren diese Arbeit in 80 Working Groups. Noi lucrăm foarte intens ca și dorim să fim, de fapt suntem, un liant între agricultură, industrie și știință. Și activitatea noastră se desfășoară în cadrul unor grupuri de lucru. Und unsere Hauptaufgabe ist, Plattformen und Möglichkeiten zu schaffen, um den Landwirten neutrales Wissen zu geben. Misiunea noastră este de a transmite fermerilor cunoștințe neutre. Deswegen durchführen wir auch unabhängige Testverfahren für Lebensmittel und Landtechnik. De aceea facem și teste, diferite echipamente de măsură de control cu tehnică agricolă. Und publizieren diese Ergebnisse in verschiedenen Medien. Și publicăm rezultatele. Hier zum Beispiel, das ist unser Testzentrum in Groß-Umstadt, wo wir Landtechnik testen. Iată unde facem noi testele cu tehnică agricolă. Acesta este centrul de testare. Das ist eine sehr moderne Einrichtung und die Maschinen, die bei uns getestet wurden, jeder Landwirt kann für sich dann Informationen bekommen, warum diese Maschine für ihn gut ist. Este un centru foarte modern și fiecare fermier, fiecare specialist din domeniu poate să obțină detalii ca să știe de ce un anumit echipament este bun pentru el. Unser Ziel ist, die Landwirtschaft mit Augen des Bauern zu sehen. Obiectivul nostru este ca să vedem agricultura cu ochii fermierului. Deswegen schaffen wir solche Plattformen wie AgriPlanta. De aceea creăm platforme, cum este AgriPlanta, um den Landwirten Möglichkeit zu geben, verschiedene Produkte zu sehen und miteinander zu vergleichen. Fiindcă vrem ca producătorii să vadă diferite produse și să le poată compara. Wir versuchen die Innovation aus verschiedenen Ländern und bei AgriPlanta haben wir Aussteller aus 16 Ländern zu Ihnen zu bringen. Încercăm să aducem inovația, expertiza din diferitele țări și la AgriPlanta, de exemplu, nu, sunt 16 state. Damit rumänische Landwirte für sich die besten Lösungen finden können. Așa încât fermierii români să poată să găsească din această ofertă cea mai bună soluție, ce interesează cel mai mult. Und auch als Fachorganisation engagieren wir, investieren unsere Kraft und Zeit und Ressourcen in verschiedene technische Events, Fachveranstaltungen und solche Shows wie IRIC Show zum Beispiel. Noi, ca organizație de profil de specialitate, investim resurse pentru asemenea activități tot așa de specializate, cum este IRIC Show. Deci investim resurse personal, timp. Kann man nicht nur das Thema Bewässerung sehen, sondern auch verschiedene Produktionsverfahren, verschiedene Produkte miteinander vergleichen. Und das unterscheidet uns von vielen anderen. La IRIC Show nu ne concentrăm doar pe partea de irigație, ci putem vedea produse, putem face comparații și prin această modalitate, prin această abordare, noi ne detașăm de alții sau de alte oferte. Wir wissen, dass die Landwirtschaft heute sehr global ist. Es reicht nicht mehr zu wissen, was in eigenem Land passiert. Știm că astăzi agricultura este globală, deci nu e suficient să știm doar ce se întâmplă în țara noastră. Wir müssen über den Tellerrand schauen, um aus dem globalen Angebot lokale Lösungen zu finden. Deci trebuie să reușim să privim și, nu știu, dincolo de gard, ca să vedem ce există în altă parte, să putem compara. Deswegen würden wir auch Sie gerne natürlich zur Agritechnica einladen, zur weltweit größten Landtechnikmesse. Acesta este și motivul pentru care dorim să vă invităm și la Agritechnica, care este pe plan mondial cel mai mare târg de tehnică agricolă. Hier haben Sie die Möglichkeit, Innovationen von der ganzen Welt zu sehen. Acolo aveți posibilitatea să vedeți, să cunoașteți inovație din întreaga lume. Und ihre Kollegen von über 130 Ländern. Și aveți posibilitatea să vă cunoașteți colegii din peste 130 de țări.
Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Veranstaltung, interessante Gespräche, tolle Impulse für die Zukunft. Vă doresc tuturor ca acest eveniment să fie deosebit, să fie plin de succes, să aveți o experiență deosebită aici și pentru viitor de asemenea, același lucru vi doresc. Und möchte ganz herzlichen Dank an die Vertreter aus der Politik, von den Fachverbänden, von der Universität aussprechen für die Unterstützung. Vreau să mulțumesc pentru sprijinul acordat atât reprezentanților din politică, cât și celor de la asociațiile de profil și de la din mediul universitar. Wünsche uns allen tolle Messe, schönes Wetter und tolle Übungen. Tuturor ne dorim să avem succes cu târgul, să avem vreme frumoasă și să avem idei excelente. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, vă urăm mult succes, soare, cum spunea Olga, măcar 4 zile, că după ce se termină târgul, vedem noi cum ieșim din târg. Important este să reușim să parcăm. Aici este problema logistică, întotdeauna când fermierii știu despre ce este vorba, dar trebuie să ajungi cu un mijloc de transport aici, trebuie să-l parchezi. Mulțumim poliției din județul Călăraș și poliția Fundulea, pe care i-am stresat îngrozitor. Domnul comisar Robert Pețal, mulțumim că ne-a sprijinit. Astăzi colegii m-au sunat de dimineață și mi-au spus, sunt 4 echipaje de poliție aici sus la autostradă. În anul 2014 a fost o vreme ploioasă și am blocat autostrada. Am apărut la ProTV, deci importanța apare. Nu știu din ce motiv, dar am apărut la ProTV, că am blocat autostrada Soarelui. Încă o dată, mulțumiri, mult succes și de multe bogate. Iar Leon spunea, domnul președinte APIMAR, îmi spunea că în Banat se spune, dacă ploaia de mai aduce mânai. Și Bărăgan atunci. Mulțumim și sperăm să aducă mânai multe. APPR, mulțumim și cu Agriplanta Roma Grotei de succes vă dorim tuturor și vă așteptăm la evenimentele care vor avea loc în aceste zile.